Povestea lui Dan începe acum 2 ani, cu un diagnostic greșit. Primele semne pe care le-am avut a fost, nu știu, într-o dimineață, nu mai auzeam urechea dreaptă, auzeam un sunet metalic. Deci te auzeam cum vorbești, numai că te auzeam ca într-un SF. Și prima dată am găsit că am un dop în ureche sau, nu știu, ceva, o infecție. Am stat o zi, după aia tot am încercat să văd despre ce e vorba. M-am dus la un orelist care m-a consultat, s-a uitat în ureche, a eliminat posibilitatea unui dop sau o infecție și mi-a spus că am o otită. În urmă cu 2 luni a început să vadă dublu, să aibă dureri groaznice de cap, iar problemele cu urechea s-au accentuat. O analiză RMN a scos la iveală adevăratul diagnostic, neurom acustic vestibular. Am căutat și pe internet ce presupune operația și am văzut că multe operații și făcute în străinătate se termină cu pareze faciale și, mă rog, nu mai poți mai închizi ochiul ca lumea, nu mai auzi, deci îți pierzi și auzul. Nu mai poți să zâmbești, nu mai folosești față. 4 zile am fost online, non-stop. Surprinzător, n-am găsit nimic în România, niciun pacient care să spună o mărturie, să spună, domne, am făcut aia. Dan a aflat că la Hanovra există un medic care i-ar putea reda zâmbetul. A început să scrie povestea într-un jurnal online. A cerut ajutor pentru că intervenția costă 35.000 de euro, dar dorința lui cea mai mare a fost ca oamenii să știe ce se poate întâmpla. Mii de oameni au ajuns pe blogul lui Dan Sunt Imbreanu. O parte dintre ei i-au promis ajutorul, alții au și ei nevoie să fie ajutați. Mesajele sunt copleșitoare și mă bucură pentru că, am mai spus-o, nu, banii se strâng cu siguranță, deci lucrez într-o companie multinațională care mă va ajuta cu siguranță. La ce am înțeles de la Casa de Asigurări, aș găsi și înțelegere și acolo pentru o deducere. Ce mă bucură cel mai mult e că oamenii află de simptome. Gândiți-vă că eu am întâlnit vreo 7 cazuri între 20 și 30 de ani, patologie între 40 și 60 de ani. De aceea orelistul nu mi-a spus niciodată de tumori. Și am și spus, nu cumva am chestii în cap, ești prea tânăr. Lumea trebuie să afle totuși de chestiile astea. Chiar vreau să schimb ceva. Groaza aceea din primele 4 zile nu vreau să mai simtă nimeni. Deci vreau ca primul lucru care îl cauți pe internet, că toată lumea asta face, se duce pe internet sau întreabă un medic. Și medicii vor afla, cu siguranță, să poți să ai informațiile, să te liniștești. Măcar în primele 3-4 ore să poți să știi de unde s-au mai operat oameni, sunt ok, zâmbesc, au o viață normală, nu sunt mutilați. Dan Sunt Imbreanu va ajunge la Hanovra pe 25 februarie. Operația îi va readuce zâmbetul, iar Dan este fericit că prin ceea ce a făcut le va da o undă de speranță celor care suferă pentru ca ei să nu mai treacă prin teroarea unui diagnostic greșit.